Da. Întâi de toate, mulțumesc invitațiilor mei, părintele Cezar și doamna doctor, că au avut gentilețea să răspundă prezent la invitația mea. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit astăzi aici. Și l-aș completa pe părintele Cezar să-i spun că totuși în Constanța am cel mai numeros auditoriu. Pentru că totuși am fost dimineață la Antena 3, cred că, și am dat un interviu acolo chiar despre această carte. În legătură cu cartea pe care o prezint astăzi, Postul-terapia desăvârșită, pot spune că ea este rodul multor ore de muncă, este adevărat, e bibliografie substanțială în această carte. Dar ea a venit ca rod al preocupărilor mele pentru a veni în sprijinul oamenilor, a venit ca rod al, cum să spun eu, dorinței mele de cunoaștere pe de-o parte, pentru că asta am avut-o din totdeauna, dar și din dorința de a veni în sprijinul oamenilor care poate nu au timp să caute, sau poate nu știu unde să caute și totuși sunt convins că au mare nevoie. Unii poate de aici din sală știu că în urmă cu mai mulți ani am făcut un restaurant de hrană sănătoasă în București și asta a fost tot ca urmare a preocupării mele pentru mai binele oamenilor. Apoi a venit poate firesc pentru că mă apucasem să studiez în ceea ce privește nutriția și sănătatea, a venit firesc faptul de a merge la un master în științele nutriției la Babeș-Bolyai, la Cluj. Și acolo cumva am mai adunat ceva cunoștințe, dar și știința de a face lucrări, să le spunem chiar și științifice. Și după acolo, în cadrul facultății, am făcut ceva lucrări legate de nutriție. Și m-am gândit în final să-mi cununesc o lucrare despre post. De ce? Am mers pe observația că, într-adevăr, dintre toate variantele de, să-i spunem, terapie sau știu eu, în genul acesta, postul este cea mai potrivită omului. De ce? Pentru că postul a fost lăsat de Dumnezeu. Este cea mai veche practică, prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam a fost aceea de a posti, să nu mănânci din pomul cunoașterii sau pomul binelui și al răului. Aceasta a fost prima poruncă pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ. Și de ce postul terapia desăvârșită? Păi, în momentul în care omul ține post și tinde spre desăvârșire, în momentul în care Dumnezeu este cel care inițiază postul, iar Dumnezeu este desăvârșit, postul nu are cum să fie altminteri decât desăvârșit. Sigur că orice carte are un parcurs al ei și nici această carte nu face excepție. Spuneam că am pornit demersul în urmă cu vreo 8 ani de zile, după ce aveam deja câțiva ani de parcurs materiale, bibliografie și așa mai departe, fără să fi gândit vreodată că o să scriu ceva despre nutriție și sănătate, dar am început să scriu. La momentul acela am lăsat-o așa, după ce am terminat prima parte a materialului, după care am mai scris ceva în urmă cu vreo 3 ani de zile, ca urmare a vizitei pe care mi-au făcut-o o familie cu probleme foarte mari de sănătate. M-au rugat să-i ajut și atunci am mai compus un capitol. Și într-un final, anul acesta, cred, sau la sfârșitul anului trecut, o maică, mi-este mie apropiată, de undeva din zona Moldovei, m-a rugat să-i dau materialul, să-l citească și ea. Știa că am scris un material despre post, despre nutriție și a zis, dă-mi și mie să citesc. Și după ce a citit, a zis, da, de ce nu faci carte? Pentru că eu am citit-o cu creionul în mână. Și am zis, măi, e o chestie modestă, nu sunt specialist, nu sunt nici medic, nu am pretenția de nutriționist, nu, e foarte bună, crede-mă.
După aceea i-am dat-o doamnei doctor Damaschin să o citească și am zis dacă dânsa o să zică un dat cu jumătate de glas măcar, atunci așa va fi. Și, mă rog, a făcut mai mult decât atât, mi-a scris prefața, eu citisem în cartea dânsei Postul de voie și Postul de nevoie și consider că este cea mai bună carte despre post pe care am citit-o eu. Și în momentul în care două persoane mi-au spus, dar cere și tu cuiva să-ți facă o prefață, și eu mă gândeam, cui să-i cer să-mi facă o prefață? Că mă cunosc bine și cu domnul doctor Pavel Chirilă și cu doamna doctor Damaschin, dar dânsii sunt niște uriași în domeniul sănătății, în domeniul medicinei, cu rezultate excepționale, au vindecat atâția oameni. E aici doamna Damaschin? Nu. Nu, pot să spun că eu cunosc personal oameni pe care i-a vindecat. Am zis să nu-i spun că după aia se supără că o laud dacă e de față, dar știu precis oameni pe care i-a vindecat și din boli foarte, foarte grave. Deci se poate, ori ca să te adresezi unei astfel de personalități să-ți fac o prefață, mi s-a părut un pic prea mult. Și atunci am drăznit editorul, de fapt, să-i ceară prefață doamnei Damaschin și iată că apare aici această prefață. Eu am pornit de la observația că oamenii de multe ori reușesc să se vindece de tot felul de boli, unele chiar foarte grave, dar se întâmplă că după o perioadă de timp boala lor revine, ceea ce înseamnă că ceva nu e în regulă acolo. Și în momentul în care oamenii aderă la ideea de post, șansa de revenire a bolii este mult mai mică. Omul se raportează altfel la viața lui în momentul în care postește. Postul nu este doar un regim alimentar sau, cum bine zice doamna Damaschin, un sport gastric. Postul este ceva extrem de complex, este acum că suntem în perioada postului Paștilor, este un pelerinaj pe care omul îl face, dar în general postul este un pelerinaj spre, aș îndrăzni să spun o vorbă a părintele Arsenie Boca, un pelerinaj spre acasă. Pentru că omul în perioada postului, așa ar fi firesc, îl caută pe Dumnezeu și spune, poate mă ajută părintele Cezar, că nu mai știu care sfânt a spus, căutându-L pe Dumnezeu, te descoperi pe tine. Și în momentul în care te descoperi pe tine, îți descoperi gândurile, vezi care sunt vorbele, care sunt faptele, cele care te pun într-o postură care este oarecum nefirească față de matricea aceea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care este bună foarte. Și astfel, în clipa în care tu reușești să fii atent la vorbele, gândurile, faptele tale, atunci ai și o șansă în plus de a fi sănătos atât sufletește cât și fizic. Ori de asta postul are valențe terapeutice. Acum vă spun așa, poate nu e frumos ceea ce fac, dar în cadrul facultății de la Babeș Bolyai acolo, în momentul în care i-am scris lucrarea, cum era ea la vremea aceea? Alta decât, da, în mare era cam la fel, despre post și valențele terapeutice ale postului, o doamnă doctor, conferențiar, doctor, universitar și nu știu ce, îmi spune, hai domnul Filip, ne spui nouă că postul are valențe terapeutice. Și eu atunci m-am gândit, m-am necăjit foarte tare, pentru că mi-a scăzut și nota, așa, dar nu asta a fost ideea. Mă gândeam, dom'le, eu fac efortul să vin până aici la Cluj, la cursuri, nu punem la socoteală costurile și așa mai departe, și absolut toți profesorii erau extraordinar de bine pregătiți. N-am niciun comentariu aici. Dar ceva nu dădea, pentru că practic se vedea că nu se pupă lucrurile. De ce? Pentru că doamna respectivă care m-a luat pe mine peste picior că postul nu are valență terapeutice, cum să le spun lor așa ceva,
eu m-am dus la curs și ea nu putea să țină cursul pentru că era într-o hipertensiune și era și supraponderală. Și am zis, păi cum ne înveți pe noi despre nutriție dacă nu te descurci cu viața ta? Mi-am pus întrebarea atunci. Să mă ierte Dumnezeu că suntem în post și am ridicat problema asta, probabil că nu e potrivit, dar vroiam să spun că atâta vreme cât te raportezi corect la post și îl înțelegi corespunzător, ai toate șansele să fii sănătos și postul într-adevăr să aibă valențe terapeutice. Ceea ce vorbeam cu doamna dr. Damaschin mai devreme, înainte de a urca, exact asta spunea și dânsa. Câtă vreme tu nu te raportezi corect la post, rămâi la ceea ce ziceam, la regimul alimentar sau sport gastric, cum folosiți acest termen foarte bine. Eu cum am ajuns aici? Ce să vă spun, în urmă cu vreo 16 ani, eram un om obișnuit, mare consumator de carne, până într-un moment în care am ajuns la medic și am apucat să văd ce scria acolo și am întrebat-o pe doamna doctor, mai avem ceva de făcut sau ne pregătim? Și a zis, dragul meu, te-aș ruga începând de asta să nu mai mănânci proteina animală. Și eu am zis, cum adică să nu mai mănânc carne? Și a zis, nu, nici măcar lapte, brânză și produse derivate. A fost un șoc, evident, dar am luat decizia să mai adaug zile vieții mele și din clipa aia n-am mai mâncat deloc proteină animală timp de vreo 15 ani. Acum, dezavantajul a fost că pe mine nu m-a învățat nimeni cum să fac treaba asta, cum anume să leg lucrurile încât să fie o alimentație totuși variată, dar și completă, pe de-o parte, dar mi-a mai luat ani de zile să înțeleg că, de fapt, indiferent ce mănânci tu, totul trebuie să raportezi la Dumnezeu, la Hristos. Câte vreme tu nu te raportezi la divinitate prin tot ceea ce faci și nu-ți iei binecuvântare pentru tot ceea ce faci, nu vei avea șanse ca să fii stabil, atât trupește cât și sufletește. Și atunci, de asta se întreabă mulți, hai Dumnezeu, n-ai văzut că aia din biserică sunt mai bolnavi? Sau... Da, dar e din economia lui Dumnezeu, poate, nu toți, poate unii. De ce? Pentru că oamenii au zbatere lăuntrică, au căutare, ei vor ceva. Și faptul că nu sunt într-un echilibru e tocmai pentru că n-au găsit această stabilitate duhovnicească, aș îndrăzni să spun, și pentru că nu sunt orientați încă în momentul acesta. Dar asta arată și dragostea și mila lui Dumnezeu față de ei, că până la urmă ei totuși sunt într-o căutare. Da? Sunt pe drum. Sunt pe drum, da. Ei sunt cumva pe cale, în felul lor. În această carte, eu am, pe de-o parte, pot să spun așa, am scris-o pentru mai multe categorii. În primul și în primul rând pentru cei din zona duhovnicească, găsesc aici informații, nu că nu le-ar avea, dar ele sunt condensate. Am făcut un parcurs al postului, dacă vreți, de la începutul sau începuturile lui, în plan duhovnicesc mă refer pe de-o parte, și până astăzi, dar și în plan omenesc. De unde a plecat postul în urmă cu 100 și ceva de ani, mă refer aici la postul cu apă, și parcursul lui până în zilele noastre, după aceea am adresat cartea și celor cărora le plac poveștile, am înglobat aici o poveste pentru oamenii obișnuiți care vor să citească o poveste și povestea aceasta a postului, îndrăznesc să spun că este una foarte atractivă. Apoi m-am adresat medicilor și oamenilor de știință care vor să găsească și ceva argumente științifice și le găsesc din plin aici de asemenea și apoi am adăugat un capitol special de recomandări pentru absolut toată lumea cum să facă să le fie bine, dacă doresc, și în ultimul rând, pentru cei doritori,
am adăugat și un număr de rețete. Vă mărturisesc că nu le-am numărat, decât după ce am trimis cartea la tipar și am constatat că sunt 33 de rețete. Da, între care trebuie să vă spun că am trecut rețete și de la bunul nostru prieten, Marcel, de aici, de la Curtea Brâncovenească, tocmai ca un gest de recunoștință pentru prietenia pe care o avem de atâția și atâția ani de zile. Deci aveți și rețete de la Curtea Brâncovenească aici și acum, Marcel, îmi pare rău, nu o să mai mănânce la tine aici, în restaurant, rețetele, că o să le fac acasă. Dar n-am trecut decât foarte, foarte puține. În parcursul acesta de care vorbeam, al cărții, al postului pe care l-am relevat aici, am inserat destul de multe texte scripturistice și din Sfinții Părinți, tocmai pentru a aduce argumente în ceea ce privește importanța postului și însemnătatea lui în plan duhovnicesc, pentru că lumea de multe ori se raportează, cum spuneam, la post doar ca un demers alimentar. Dom'le, ar fi bine să nu mâncăm, nu știu ce, proteina animală, să spunem, dar să înlocuim totuși brânza cu tofu, cârnăciorii cu cârnăciori sau cremvuși de post și așa mai departe. Ori în post știm că e preferabil să se mănânce ceva mai puțin, uneori poate deloc, sunt zile de ajunare totală și în felul ăsta omul reușește să se apropie mai mult de Dumnezeu. Asta este ceea ce pot să dau și eu ca mărturie, pentru că în momentul acela de care pomeneam, în care a trebuit să iau o decizie, n-a trecut mult, să știți, și în sfârșit am reușit să mă apropii și eu de biserică. Pentru că nu aveam nicio legătură cu biserica atunci când mâncam greu. Asta mi se pare o observație foarte importantă, pentru că nu este doar mărturia mea, este și mărturia pe care mi-au dat-o și alți oameni, că atunci când au început să țină post, au reușit să se apropie de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu le-a îngăduit o încercare în viața lor, și am ultima mărturie de ieri, cu o familie cu probleme foarte, foarte grave și în câteva luni au început să meargă la biserică, să se apropie, să facă ceea ce ar fi putut să facă de la început. Și eu sunt convins că se va face bine omul, dar a avut nevoie, iată, de un mic ajutor, să spunem. Dumnezeu mi-a îngăduit să întâlnesc un om providențial, pe domnul Dan Dumitru Lucinescu, cu care am făcut Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. După aceea am întâlnit oameni excepționali, de la doctorul Iosif Niculescu până la părintele Iustin Pârvu și mulți și mulți, mulți alții. Deci a fost suficient ca eu să fac un gest și Dumnezeu mi-a dat mult, mult, mult în plus. Dar vedeți, în situația în care am fost pus, eu n-am ținut un post de voie, am ținut un post de nevoie, cum iarăși bine spune doamna doctor Damaschin, deci am fost forțat. Și cazuri de genul acesta știu nenumărate, dar în toate știu că poveștile s-au încheiat frumos, frumos în sensul că oamenii s-au apropiat de Dumnezeu semnificativ. Sigur că cel mai dramatic pentru mine în plan omenesc a fost cel al tatălui meu, care nu a vrut să audă de biserică 75 de ani de zile, care nu a vrut să renunțe la mâncarea grea și căruia Dumnezeu i-a îngăduit o boală în stadiu terminal, așa l-am descoperit, și în momentul acela, plus că făcea numai așa cum dorea, cum gândea, nu asculta de nimeni, și în acele ultime clipe eu l-am întrebat: tată, n-ai vrea totuși să încercăm și altfel, să facem cum? Zic, uite, ți-aș propune o săptămână să nu mănânci nimic, doar să bei niște sucuri de legume pe care ți le fac eu. Și spre surpriza mea uriașă, el a zis: bine, facem cum zici tu, că e bine orice spui tu.
A fost o mare surpriză. A făcut treaba asta, mie mi-era milă de el. La un moment dat îl întrebam, mergând așa, cât mai putea să meargă, aproape că nu mai putea nici să meargă, și îl întrebam, nu, dar ție nu ți-e foame? Și el avea și un simț al umorului extraordinar acum, așa, în starea aia, zice, tată, păi când mi-e foame, înghit și eu odată și zic că m-am săturat. Și tot așa și tot așa, vedeți, a avut loc o transformare uluitoare, pentru că el într-un parcurs de timp foarte, foarte scurt a trecut de la refuzul total al celor sfinte și depărtarea voită de Dumnezeu și de biserică la o apropiere extraordinară, extraordinară. Îl întrebam, ce poți să mai spui acum de Dumnezeu, el care nu vrea să audă? Și zice, tată, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea lui că existăm. Știți ce vorbe sunt astea? El era un fără carte, dar cuvintele astea sunt aproape identice cu cuvintele Sfântului Antonie cel Mare din Filocalia, numărul, cred că 1, pe care eu nici măcar nu știam atunci. Eu nu știam de cuvintele astea, le-am descoperit după vreo 2 ani de zile și am rămas uimit unde poate ajunge un om când face cele ale lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el a devenit ca un copil, deci a făcut ascultare în momentul acela, nu mai era cel de dinainte, era ca și un copil pe care ai fi vrut să-l ții în brațe, așa îl simțeai. Și în clipa aia Dumnezeu i-a dat har nemăsurat. Vorbea lucruri teologice, el nici n-auzise că există filocalia, n-auzise, spunea de exemplu, acum când Dumnezeu m-a readus din nou la viață, el era moribund aproape, dar de când Dumnezeu m-a readus din nou la viață, vă dați seama ce postură, ce ipostază, ce nivel de înțelegere extraordinar și multe și multe alte lucruri pe care le spunea de natură duhovnicească și care pe mine, mie mi-au dat foarte mult și de înțeles, dar și de învățat în acel interval de timp. Mai am o prietenă care, bolnavă de cancer fiind, tot așa a intrat pe post, s-a apropiat de biserică, a trecut de la germen de grâu, apoi germen de grâu cu miere, cu nuci și atât am reținut de la ea, că nu exista să înghită un dumicat, doamna doctor, că tot vorbeam asta mai devreme, până nu spunea de 50 de ori Tatăl nostru, nu că să-l mestece de 50 de ori, de nu știu câte ori spunea Tatăl nostru. Și ușor, 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 ușor a ieșit din impasul acela și slavă Domnului că astăzi are aproape 70 de ani și este sănătoasă. Sunt vorbind de o boală care s-a întâmplat cu 30 ceva de ani în urmă. Cazuri din acestea, ce să vă spun, sunt multe cele pe care le știu eu și care au avut rezultate ca urmare a postului. Aș vrea să vă dau un singur caz de post de voie de data asta, al unui bun, bun prieten și foarte drag mie, care este și teolog și el bolnav fiind, s-a rugat la Dumnezeu să-l facă bine, măcar pe perioada postului, ca să poată ține și el post, să nu-l mai chinuie ulcerul pe care l-a avea. Și Dumnezeu l-a făcut bine strict pe perioada postului. Deci el poate să țină postul închinat lui Dumnezeu, după care are din nou ulcer în afara postului. Deci este o modalitate, nu știm noi cum anume lucrează Dumnezeu, dar iată că Dumnezeu răspunde cu precizie fix cererii tale. El nu i-a cerut mai mult de atât, nici Dumnezeu nu i-a dat mai mult. Așa încât cred că mai multă pledoarie pentru post nu are sens să vă fac eu. Am în minte permanent cuvântul Mântuitorului, care spune că acest neam de demon nu iese decât cu rugăciune și cu post. Și atunci, în condițiile astea, nouă ce ne rămâne decât să ascultăm cuvântul Mântuitorului, să ținem post și să ne rugăm. Și avem o șansă să ne fie bine. Cartea de ce mai este utilă? Pentru că trăim niște vremuri delicate, tulburi. Și
Pe mine m-au învățat oameni care au știință de sociologie, de psihologie și așa mai departe, că dacă am fi puși într-o situație foarte gravă la nivel mondial, oamenii ar claca, în primul și în primul rând, gândindu-se că nu vor avea ce mânca. Și în momentul în care noi deja mental suntem pregătiți, pentru că am făcut exercițiul acesta în viața noastră, de asta ne mâncați o zi, două zile, trei zile, șapte zile. Am avut, duminică, am făcut lansarea în București și am avut lângă mine doi postitori, preoți amândoi. Unul a fost, de fapt, unul dintre germenii care au dus la pornirea acestei cărți, pentru că m-a rugat să vorbesc când s-a întors dintr-o tabără din aceasta de post de o săptămână cu trei zile de revenire, post cu apă, și era atât de marcat și de fericit de el, mă vedeți cum arăt, gândiți-vă că sunt obez față de el, deci foarte subțire omul, și totuși a fost la limită ca să-l primească sau nu acolo, dar l-au primit și a ținut acest post de o săptămână. Și efectiv era foarte, foarte încântat. Celălalt părinte avea disponibilitate, ca să zic așa, nu excesiv, dar totuși avea, și a zis, hai să țin și eu post o săptămână. După o săptămână, simțindu-se bine, a zis, mai încerc încă trei zile și încă trei zile și încă cinci și încă, hai că dacă au trecut două săptămâni, poate mai merge una, și s-au făcut 50 de zile. 50 de zile post cu apă. Și asta s-a întâmplat în postul Crăciunului, deci ultimul post, și acum a zis, domnul Cristian, eu vreau să-l țin și pe ăsta. Eu, care sunt promotor al postului, am spus, părinte, s-ar putea să nu fie prea bine unul după altul, la interval de 3 luni de zile, ții câte 40, ăsta are 49 de zile, nu, postul Paștilor. E cam mult. Și am negociat și în final mi-a promis că o să-și lase ultimele două săptămâni de revenire ca să poată să mănânce și el ceva de Paște. Pentru că postul cu apă presupune obligatoriu o revenire după aceea, care trebuie făcută într-un anumit ritm, în așa fel încât să nu-ți dai peste cap sistemele, organele interne. Eu m-aș opri. Ceea ce m-aș bucura foarte mult, ceea ce m-ar bucura foarte mult ar fi ca să recomandați cartea. Cred că poate fi o carte utilă, oricui ar avea-o în casă, s-ar putea folosi de ea și din orice punct de vedere ar privi către această carte, cred că ar fi fie plăcută, fie utilă. Cred că în final eu mi-am notat o idee la un moment dat. Pe care ar trebui să o și găsesc. Da. Ideea este că, deși mi-aparține, iată că nu mi-am amintit-o, cred că postul, în final asta vreau să spun, că postul este știința perfectă a lui Dumnezeu, este știința perfectă a lui Dumnezeu de a-l apropia pe om de el, de Dumnezeu. Asta e ideea pe care aș vrea să, cu care aș vrea să închei această prezentare, și să mai aduc ca un argument în plus un cuvânt al părintelui Arsenie Boca. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, postul este cel care ne așează și gândurile și stările noastre, și părintele Arsenie Boca spunea că dacă până nu vom ajunge de aceeași părere cu Dumnezeu despre viața noastră de aici și despre cea de dincolo, nu vom avea nici pace în suflet, nici sănătate în trup. Mulțumesc frumos!